Vă salut, colegi columbofili. Astăzi vă prezint antrenamentele pe care le-au avut puii și ce au făcut ei. Primul antrenament a fost la vreo 20 de kilometri. A fost doar seria 1 de pui. Apoi au fost toți la vreo 11 km. Apoi am sărit direct 120 de km. Apoi am avut boteni vreo 20 de km, încă vreo 20 de km. Mă scuzați, sunt un pic răcit. Am avut 250. Mai făcut din nou un boten la vreo 20 de km. Vreo 100. 100 de km. Din nou am făcut un 50. Apoi am făcut din nou un antrenament de 10 km. Apoi am sărit la vreo 80 de km pe toți, pe zona de munte. I-am dus undeva la 240 de km din nou pe toți. Aici avem un recensământ după toată treaba asta. Cam atât s-au pierdut. Apoi am avut din nou un 70 de km. I-am repetat cu un 20. Apoi am sărit din nou la 40. Și apoi am băgat pe toți în Republica Moldova, unde au vreo 400 de km. Apoi din nou în București, sunt undeva la 200 și ceva de km. Toți puii. Și ultimul a fost Râșnov, undeva la 100 de km. Cam așa s-a încheiat tot antrenamentul. Nu m-am înscris la asociație. I-am dus eu, că de curând, prin curând, în martie am luat eu permisul și pe unde m-am plimbat, i-am dus și pe ei. Și ce a rămas? A rămas doar din cuplu foarte bune. Am eliminat de la matcă tot ce a fost, ce nu a rămas pui. Și am rămas cu... Aici este la mențiunea trecută unde s-au pierdut. Cu 5-2-5-0-13 îndungat. Fost îndungată de 2015 și porumbița de care are Donets clasat. Este o femeluță mică. Un pic să vă prezint. Uitați la aceasta. Deci are și 400 km clasați. Apoi urmează 525014. Este din dungatul de 2009, care porumbița mi-a scăpat de la matcă și a fost pierdută. Și palmaresul de 2013, care este acesta, are seciune. Porumbelul acela este lângă celul acesta. După a rămas 525021. Un dunga list dintr-o mură listă care tot așa mi-a scăpat de la matcă. Și un dunga de 2019, acela îl mai am. Este și el pe aici, uitați-l. În cel dunga list este acesta. Apoi
avem pe 525022, este un floriu. Floriu de 2010, tatăl a fost pierdut la un antrenament de București. Și o florie de 2014, a fost la mat, că i-am dat drumul, a luat-o uliu. Este floriu, floriu, o să vi-l arăt. Este acesta. Apoi urmează 525035-25031. Sunt doi frați de cuib. Nu, mă scuzați, 525031 și 32. Doi frați de cuib. Părinții nu-i mai am și mi-au rămas doar pui. Este acest îndungalist de sus. Și surioara lui este asta. Îndungalist. Cine 25036 este un floriu din floriu de 2013 și florie de 2014. Îi avem aici. Acesta este floriu de 2013 și femela de sus. Sunt două de lacuri care mai vreau să scot. Astea sunt părinții. Și porumbelul, stați un pic că nu știu pe unde este. Este acesta de jos. Fratele lui s-a pierdut. Apoi a rămas 525037, este un cuc. Ambii părinți am pierdut la București, dar a rămas doar el. Este acesta. S-a împerechea cu femeluța aceea. Largă la cuib. Apoi avem pe 525043, florie, floriu de la unchiul meu, Radu Bănică și Hulk, 2017, porumbița asta, Hulk, tatăl ei de cuibă a zburat, numai funduri și maratoane, dar săraca a zburat la mine și a avut un contact direct cu Uliu, îl am doar pe tatăl, care a mai rămas. Floriu este acesta, de lângă cel de grit. Seamănă mult cu femeia. Apoi avem pe 525045, mur 2020, florie Doneț. Floria, v-am zis, am pierdut-o și murul tot la fel mi-a ieșit când de la mat. 045 este acesta, superbitate de porumbel. Apoi avem 120640, acest porumbel este cumpărat, am cumpărat, achiziționat 4 cui de la un prieten din Varanghel și femeia nu știu că încă mi-a zis. Este și el aici. Stați un pic să vi-l arăt. Unde este? Unde este? Uitați, deasupra. Apoi urmează 525051, un roșu. Părinții încă i-am. Este floriu este din de la domnul Burcă și roșia părinții lui zburat maraton, nu știu sigur să vă explic. Asta este puiul. Și părinții sunt aceștia de jos. Roșia cu floriul list. Apoi
Apoi mai avem unul cumpărat, 12.0642, este un Floriu List. Acest porumbel nu l-am zburat nicăieri, mi-a fost foarte drag și l-am lăsat acasă. Uitați-l. Părinții lui îi zboară un prieten. Știu că, din câte știu, încă îi mai are. Și apoi... mai avem un singur porumbel. 499747. Este din Fantastu 2010 și Roșie 2016 din Columbodrom. Părinții sunt aceștia, este roșia aceasta. Este din Columbodrom, Transilvania. Și și tatăl este acesta. Pe linie cu Fantastu, renumitul porumbel. Și puiul, vi-l arăt acum, este un mur. Cel mur. Cam atât cu toți porumbei vei. Deci anul acesta am avut undeva la 89 de pui. Acesta este un pripășit. Este acesta. De sus, de lângă Floriu de Varanghel. E cu ce bubiciori, am dat drumul, l-am dus la Râșnov, la ultima etapă de antrenament, l-am făcut eu. I-a venit înapoi, nu mai vrea să plece. Cine îl recunoaște, poate să vină să-l ia pe nume. Cam atât a fost cu porumbii. Ce să fac? Din câte am scos, cred că am mai rămas cu undeva la vreo 16 pui. Dar n-am spun că în 89, 16 pui să fie cei care sunt spuma spumelor. Mai am aceștia albi. Iubita mea a achiziționat. Împreună și cu murul ăsta, mi-a plăcut mie foarte mult cum arată. Și colorit, și aspect, și la mână. Cam atât cu vlogul de astăzi, vă salut!